putere, a alergat neobosit, oriunde a fost chemat, să proclame vestea cea bună a răscumpărării lui Hristos, să mângâie, să încurajeze și să sfătuiască pe noi, cei din familia lui, cât și pe toți cei cu care venea în contact. Să spună cu pasiune și convingere de nestruncinat mărturia bunătății lui Dumnezeu, manifestate atât ori al falimentului și lacrimilor unei familii îndurerate și în final al morții premature și al judecății lui Dumnezeu, așa cum au sfârșit mulți din anturajul lui, Iisus Hristos a făcut un șir de minuni și a făcut dintr-un om mânios și violent, un om blând și modest, dintr-un rebel și un tâlhar la drumul mare, literalmente, un om cinstit, al adevărului, gata să-i ajute pe alții, sacrificându-se pe sine, dintr-o viață de eșec și rușine, o viață demnă, frumoasă, roditoare și vrednică de urmat. Nu este meritul lui, știm asta, ci este meritul celui care i-a spus, acum aproape 75 de ani cu blândețe, eu sunt calea, adevărul și viața, vină după mine și te voi face pescar de oameni. Vină la mine, așa trudit și împovărat, și eu îți voi da odihnă. Ia jugul meu, că jugul meu este bun. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti, a zis Domnul Iisus. Și cel care l-a mântuit, pe care l-a iubit și pe care l-a slujit cu drag și cu loialitate toată viața, acum l-a întâmpinat în glorie, cu brațele deschise, și a primit, cu mult mai mult decât ce a putut tata imagina vreodată, rugăciunea și promisiunea pe care a făcut-o cu mulți ani în urmă, Domnul Iisus, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, pentru că Tu, Tată, i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Vino, serv bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. De aceea plângem la despărțire, dar nu cu deznădejde, ci cu convingerea fermă și cu așteptarea revederii în împărăția veșnică și glorioasă a Mântuitorului nostru drag Iisus Hristos. La revedere, Tată iubit și cu totul special. La revedere! Aș vrea să mai dau citire unei scrisori din partea fratele Viorel Iuga, președintele cultului creștin baptist din România, o scrisoare către familia celuia care a slujit în cultul baptist, pentru familia Mitrofan, pentru ceilalți care sunt prezenți în ziua de astăzi aici. Februarie 2019, dragi copii, iubiți nepoți, stimată familie Mitrofan, mă gândesc că dacă era în puterea voastră, deciziile erau altele. Cum nu a depins de voi, Dumnezeu care ne iubește pe toți și nu greșește niciodată, a hotărât ca alergarea și slujirea fratelui Mihai Mitrofan să se încheie aici. Acum dumneavoastră rămâneți cu amintirile frumoase din familie, iar bisericile unde a slujit fratele, inclusiv biserica unde am crescut, rămân cu amintirile frumoase în slujirea dumnealui. Acum fratele nu mai aleargă și nu se mai consumă, învățându-i pe alții să trăiască plăcut Domnului. Acum el a plecat acolo unde toți cei salvați prin credința în Domnul Iisus Hristos, cel viu, se odihnesc și fără niciun efort trăiesc o viață nouă spre gloria Salvatorului nostru. Prețuindu-vă pentru sacrificiul depus pe ogorul Evangheliei, ne rugăm Domnului ca în zilele acestea El, Părintele Mângâierilor, să vă mângâie și să vă întărească convingerea că acolo unde sunt duși cei credincioși este mult mai bine. Credem că nu va mai dura mult și Domnul Iisus ne va aduna pe toți acasă. Până atunci, străduiți-vă să-i rămâneți credincioși și inspirați de hărnicia înaintașilor și a celor dragi, continuați investiția în extinderea împărăției divine. Frați și surori, Domnul nostru Iisus Hristos, convinși că ați rămas aici cu o misiune, continuați să fiți o bună mărturie în familie, biserică și societate. Fiți model sfânt pentru semeni și binecuvântare divină pentru locul în care vă depănați vremelnicia. Decideți-vă mai mult, dedicați-vă mai mult celui care s-a născut, a trăit, a murit și a înviat pentru răscumpărarea noastră. Faceți tot ce depinde de voi ca bisericile din care faceți parte să fie case de rugăciune unde Dumnezeu să fie glorificat și oamenii să găsească odihna și liniștea sufletească. La fel ca fratele Mitrofan, faceți din casele voastre
locuri în care să se studieze Sfintele Scripturi, locuri de sfântă închinare. Dacă facem parte din familia Domnului și dacă ne trăim viața așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, la momentul potrivit vom ajunge în mulțimea îmbrăcată în haine albe, care se închină și cântă veșnic gloria lui Dumnezeu. Dragi ascultători, viața este scurtă și veșnicia este reală. Așa cum spune Biblia, la ceasul decis de Dumnezeu, toți vom pleca. Dumnezeu ne iubește mult și dorește să ne aibă veșnic cu El în slavă. Pentru aceasta L-a trimis în lume pe singurul Lui Fiu, pe Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul a venit să moară pe cruce și să plătească prețul iertării noastre. Nu negați realitatea și gravitatea păcatelor. Nu disprețuiți bunătatea lui Dumnezeu demonstrată în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu neglijați iminența plecării noastre în veșnicie. Dacă nu aveți păcatele iertate, dacă nu ați intrat într-un legământ personal cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, vă rog fierbinte, faceți-o acum. Pericul de a petrece veșnicia în iad este așa de mare că nu merită să amânăm împăcarea cu Dumnezeu nici o secundă. Frați, colegi, în sfânta slujire, Evanghelia pe care o predicăm este adevărată. Viața și slujirea noastră sunt în mâna Domnului. Atenționați de plecarea colegului nostru, vă chem să ne oprim puțin pentru cercetare, corectare și poate o rearanjare a priorităților. Să trăim fiecare zi cu mulțumire și cu responsabilitate. Să facem în așa fel ca, indiferent cât de rapidă și de apropiată va fi plecarea noastră, să ne îndreptăm spre cunună, lăsând în urmă un model frumos, o mărturie clară și o speranță temeinică. Indiferent că experimentăm greutăți ca înaintașii noștri sau că avem o viață mai ușoară, să trăim evlavios, să fim harnici și să predicăm Evanghelia întreagă și nealterată. În puterea Duhului Sfânt să ne facem slujba în așa fel ca toți cei care, pe care îi păstorim să fie bine pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Cu prețuire, păstor Viorel Iuga, adaug eu, președintele bisericilor sau Uniunii Bisericilor Baptiste din România. Numele lui Dumnezeu să fie lăudat prin viețuirea noastră a fiecăruia. Amin. Amin. Deja, cum ați observat, cei din familia Croitor au darul cântării și slavă lui Dumnezeu pentru așa dar frumos. Beneficiem din plin de slujirea fraților din familia Croitor. După cum ați observat, cei din familia Mitrofan au darul vorbirii. Da, sunt convins că fiecare ar putea vorbi în ziua de astăzi. Vreau însă să dau cuvântul fratelui Victor pentru a mulțumi celor prezenți. O mulțumire din partea ambelor familii și apoi, încet încet, să ne apropiem de oficierea înmormântării celor doi frați ai noștri care pentru o vreme au slujit pe Dumnezeu și au fost o binecuvântare pentru noi, Biserica Răscumpărată a lui Hristos. Amin. Amin. Scumpă asistență, frați, surori, mi-e greu și mie să vorbesc în aceste clipe, pentru că aceste clipe sunt foarte dragi. Eu mă uit la dumneavoastră și știu că nu ne vom mai vedea cu mulți decât la altă mormântare. Și n-are dreptate Biblia, fraților, când spune că ne vine într-o casă de jale. Toți s-au rugat pentru noi și au spus că sunt Dumnezeu să binecuvânteze familia întoriată. Amin. Amin. Da. Câți ați participat la o cursă de alergare dintre dumneavoastră? În tinerețe a făcut și un pic de atletism. Și momentul culminant, momentul eliberator, era acela dacă câștigai, când pieptul spărgea panglica aceea și cu ultimele forțe ridicai brațele în sus și erai fericit că ai învins. Da, suntem îndoliați. Dar suntem fericiți, pentru că noi știm unde a ajuns Tatăl. Noi știm că El a sfârșit cursa aceasta și a ridicat brațele în sus, pentru că a câștigat. Și pentru asta îi mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că asta ne rugăm toți, ajungem la acest final. Așa cum se întâmplă în zilele noastre și probabil și în familia Căitorului și la noi, mulți au
fost nevoiți pentru bine, mai bună să plece afară. Așa s-a întâmplat și cu frații mei și eu cu Liviu am rămas aici, lângă tata. Când a fost și bine și greu, și cei de afară spuneau, vai ce bine că sunteți acolo, vouă vă este greu, uite noi vă sprijinim, așa și pe dincolo, și toată lumea spunea același lucru. Dar știți ceva, fraților? Eu am fost cel privilegiat, de fapt. Eu și cu Liviu, pentru că am fost acolo, lângă el. A fost greu, a fost frumos. Și avem amintiri frumoase cu tata și n-a schimbat locul cu ei, niciodată. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Tata îmi spunea de multe ori când vedea că viața lui se apropie de sfârșit, pentru că el era conștient de lucrul acesta. Și când vedea că se împuținează tot mai mult. Și se ferea să ne fie povară. Și de multe ori când avea nevoie de noi, nu ne suna. Pentru că știa că avem servicii și nu știu ce. Și i-am spus odată, da, da. Dacă știi câte nevoie mai am de tine încă. Pentru că, da, trupul se împucina. Dar el era un zid acolo. Trupul murea, dar Duhul, omul, credinciosul Mihai Mitrofan, era un zid pe care eu mă puteam sprijini. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta. Astăzi am fost pe acolo, unde a locuit tata. Și vă spun sincer, nu sunt tulburat aici, în fața acestui trup neînsuflețit, cum am fost acolo, unde îi simțeam prezența. M-am dus în bucătărie și l-am simțit că e în camera cealaltă. Și venea să strig, tata, vină-mi coace. M-am dus dincolo și am simțit că e în bucătărie. Și de fapt mi-am dat seama că era aici, în inima mea, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și vreau să-L port în inimă și vreau să mă întâlnesc cu El acolo. Acum, după toate ce s-a spus despre El, vă spun sincer, sunt lucruri pe care nu le cunoșteam. Mă simt atât de mici, de reînsemnat. Un pitic în fața acestui uriaș, a fratului Ionică, în aceeași măsură. Nu vreau altceva decât ca să ne ajute Dumnezeu să ridicăm acest îndar. Amin. Eu cu frații, cu verișorii mei, dintr-o parte și din cealaltă, moștenirea muzicală a lui fratele Ionică este evidentă, nu avem nevoie de dovezi. Și vă spunea fratele Ionuț, să ne ajute Dumnezeu, ca dacă putem să vorbim în numele Lui, să o facem. Amin. Pentru alții. Amin. Ce pot să spun despre fratele Ionică? Mie mi-au plăcut întotdeauna oamenii de acțiune. Oamenii care fac mai mult decât vorbesc. El a fost un astfel de om. Cuvintele Lui au vorbit. Instrumentele Lui au vorbit. Una la mână și a doua. El a fost un om care știa că o casă solidă are nevoie de o structură solidă. Are nevoie de oțel. Are nevoie de fier ca să sudeze elementele casei. Asta și pentru casele care le-a dorit, cât și pentru propria lui casă, cum spunea cineva. Noi nu vrem altceva decât să le urmăm exemplul și pilda. Fraților, poate că tatăl meu nu va predica în ceruri, dar frate Ionică sigur va cânta. Dumnezeu să fie slăvit pentru tatăl. Și dragii mei, vreau din toată inima să vă mulțumesc pentru gestul dumneavoastră. Nu avem cuvinte să vă spunem cât de mulțumiți și fericiți suntem. Nu știu cum să vă cuprind pe toți. Mesajele au fost extraordinare, frați păstori. Și am vrea ca Dumnezeu să facă să se împlinească tot ce a spus aici. Amin. Că nu ești în păcat cu Dumnezeu, suflete care ești aici. Să știi că asta e încă o ocazie în care Dumnezeu îți vorbește. Poate fi ultima, poate fi mai o zi. Într-o zi va trebui să iei o hotărâre. Le mulțumim celor care au cântat. Corului laudă mieluie. Nu mai sunt aici, dar prin intermediul transmisiunii vor auzi. Le mulțumim în numele Domnului, corului Bisericii din Suceava și tuturor celor care ați cântat cu drag pentru ei. Celor de departe, celor de aproape, rude și frați din toate bisericile noastre, tatăl meu și cu fratele Ionică. Vă mulțumim foarte mult. Am vrea ca Dumnezeu să vă răsplătească. Tuturor celor care au făcut un gest cât de mic. Mulțumim băieților clipa. Dumnezeu să le răsplătească. Mama lor este în spital și ne rugăm ca Dumnezeu să o vindece. Și sunt aici și ne ajute. Dumnezeu să le răsplătească. Tuturor. Am vrea să ne vedem în cerul așa cum suntem aici. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Mulțumim Dumnezeu pentru toți cei care mulțumesc. Așa.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat suflare de viață în nări și astfel omul a fost făcut un suflet viu. Ce este omul? Omul este un suflet viu, căruia i s-a dat pentru o vreme un trup. În ceasul morții, ceea ce este de la Dumnezeu, Dătătorul vieții, se întoarce la Dumnezeu, iar trupul urmează să fie depus în țărâna pământului. Aș vrea să cântăm o ultimă cântare, după care să încheiem cu rugăciune, slujba, din locul acesta. Apoi, cele două trupuri neînsuflețite ale fraților noștri, Mihai Mitrofan și Enică Croitorul, să fie purtate pe brațe, aici, în grădina lacrimilor, către cele două grote care sunt zăpate și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu care spune țărână ești și în țărână te vei întoarce. Nu suntem însă ca aceia care nu au nădejde. Credem într-o înviere a morților, așa cum învață Evanghelia. Credem într-o zi a revederii, a reîntâlnirii cu cei dragi. Dar mai mult ca oricând, credem în întâlnirea cu Hristos. Ne-a iubit și ne iubește. Și ce frumos este să te întâlnești cu cineva care știi că te iubește. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Mulțumim pentru jertfa lui, pentru sângele vărsat, pentru trupul care a suferit pentru păcatele noastre. Vestea bună în ziua de astăzi este că există mântuire pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea ca fiecare de aici să ne putem uita unii la alții ca la viitor colegi din veșnicie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Aș vrea să cântăm o ultimă cântare, cântarea 371, după care ne vom ruga lui Dumnezeu, fratele Ghiță Hapenciuc, fratele Ghiță Ciobanu, ne vor conduce în rugăciune, dar nu înainte de a cânta cântarea Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Așa se naște Dumnezeu. Amin. Amin. Thank you.
mareșal nostru, Sfintele Ruminiști, pentru clipele minunate pe care le-ai făcut în trecerea locului acesta. Împreună, Doamne, să ascultăm cuvântele Evangheliei Tale. Doamne, îți mulțumim că cuvântul Tău este Duhul viață. O, Doamne, ca toate cuvintele pe care noi le-am ascultat astăzi, să fie pentru noi o încurajare și o întărire a credinței noastre și a nădejdii noastre, pentru că într-o zi și noi vom pleca de pe pământul acesta. Să vrem, Doamne, să fim în locul în care Domnul Iisus Hristos să ne pregătească lor. Mulțumim pentru acești doi frați, pentru lucrarea lor pe care ei au făcut-o, Doamne, sub ochii noștri. Și noi am auzit cuvinte așa de minunate despre lucrarea lor, despre credința lor, despre slujirea lor, despre dragostea lor și jertfirea lor. Doamne, îți mulțumim pentru că vedem și cunoaștem rodul lucrării lor. Doamne, îți mulțumim pentru fratele Mihai. Doamne, sunt atâtea suflete care au fost mântuite prin predicarea Evangheliei de către el. Doamne, îți mulțumim că cuvântul Tău este Duh și viață și astăzi. Doamne, ca și astăzi, mulți să primească viață veșnică prin cuvântul Tău. Amin. Binecuvântează familiile îndoliate care se despart, Doamne. Și acum că noi ne despărțim, Doamne, de frații noștri, te rugăm, ajută-ne, Doamne, ca să rămână în mintea și inima noastră lucrarea lor, jertfirea lor, devotamentul lor pentru Tine. Și noi, Doamne, să trăim ca și ei, iubindu-Te pe Tine și slujindu-Te pe Tine, până când ne vei chema la Tine slavă. Amin. Amin. Cu reverență, Doamne, ne apropiem de scaunul dragostei Tale și în numele Domnului Iisus Hristos vrem să-ți mulțumim pentru că Dumnezeu al mângâierii și un Dumnezeu plin de dragoste pentru fiecare suflet omenesc. Doamne, vrem din toată inima să te rugăm ca Tu să mângâi și să binecuvintezi familiile acestea. Doamne, trec prin această perioadă, Doamne, a despărțirii de cei dragi, dorim din toată inima să iei în mâinile Tale. Doamne, poartă-ne de grijă, iar noi ca frații, Doamne, ajută-ne să fim alături de ei. Să mulțumim pentru aceste seri, pentru acest timp în care s-a vestit cuvântul Evangheliei Tale. Doamne, este vestea bună pentru noi cei vii. Dorim din toată inima, Doamne, să ne dărâși putere, să învățăm să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, Doamne, și mai mult decât atât să avem puterea din partea Ta, să te putem urma toată viața noastră. Binecuvintează, Doamne, vestea bună care am. Binecuvintează mesagerii Tăi, Doamne. Dorim așa de mult să-Ți mulțumim căci puterea Duhului Sfânt a fost la lucru. Inimile noastre, Doamne, să fie un pământ bun. Și plecând din locul acesta, Doamne, să plecăm cu dorința aceasta să Te urmăm pe Tine toată viața. Doamne, îți mulțumim pentru acești doi frați care au fost niște oameni după voia Ta. Au fost niște oameni care Te-au urmat pe Tine. Au fost oameni care Te-au vestit pe Tine, atât prin predicare, cât și prin cântare. Dorim așa de mult, Doamne, ca să le urmăm exemplu. Și mai mult decât atât, Doamne, să Te aducem slavă prin viața noastră. Acum, Doamne, când noi ne vom despărți de ei, dorim așa de mult să binecuvinteze întreaga lucrare. Doamne, lasă ca Duhul Tău Sfânt să cerceteze orice inimă care au fost și în zilele trecute și astăzi, Doamne. Dorim din toată inima, Doamne, ca numele Tău să fie sfințit și prin viețile noastre. Binecuvintează întreaga slujire. Binecuvintează, Doamne, cântările care s-au făcut. Atât cântările de laudă melodii, atât cântările corului mici, atât cântările din fanfară, atât cântările care s-au cântat în comun. Doamne, toate le-am cântat din inimă, le-am cântat cu Duhul. Dorim așa de mult, Doamne, să fie binecuvântate prin inimile noastre. Amin. În toate, Dumnezeul nostru, ajută-ne să-ți facem voia Ta. Și pentru că prin harul Tău, Doamne, ne-ai dat această certitudine să fim copii ai Tăi. Și Tu ne-ai promis pentru toți acei care își pună încrederea în Tine, sunt copii de Dumnezeu.
Doamne, ne-ai dat dreptul acesta să ne unim copiii ai Tăi și să putem spune Tată, ne unim cu duhurile noastre, ne unim cu cugetele noastre, cu sufletele noastre și împreună vrem să spunem. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Amin. Voi fi să reocupați locurile, fanfara se pregătește să laude numele Domnului. În timpul cântării fanfarei vom elibera capela și astfel în ordine, în mod organizat, vom merge către locul unde vom depune pământului ceea ce se va întoarce la tătătorul de viață.